Un val neobișnuit de căldură a lovit Australia. Locuitorii au fost avertizați că se vor înregistra temperaturi record. Zeci de sportive australiene au ajuns deja la spital din cauza temperaturilor neobișnuite. Meteorologii au emis o alertă de căldură extremă pentru sudul Australiei. Din cauza temperaturilor anormale pentru un început de primăvară, 26 de persoane au ajuns la spital în urma unui maraton din Sydney. Regardless of where you live across New South Wales, we all have a bushfire risk, and we've seen that this week with the amount of smoke that stayed within our atmosphere. And we've seen horrific fires in 2019 and 2020, and we really don't want to see that again. Mulți australieni au profitat de vremea caldă și s-au dus la plajă. It's beautiful to be out here, but definitely a bit concerning that it's this warm early spring. Meteorologii au anunțat că va urma o perioadă de căldură prelungită, iar în următoarele zile vor fi depășite temperaturi record. În lunile care urmează, Australia se va confrunta cu secetă și posibile incendii forestiere cauzate de creșterea îngrijorătoare a temperaturilor și de vremea uscată.